unii este doar o buriană de care încearcă să scape. Pentru alții care cunosc proprietățile, este o adevărată comoară. Vorbim despre păpădie, planta pe care bătrânii o folosesc la ceaiuri. De curând, pasionații de gastronomie au descoperit că din bănuțul acela galben, care primăvara împânzește gazonul, se poate face un sirop și o dulceață cu efecte miraculoase. Noi strângem acum să le culeze frumoase ca să facem sirop. Și dulceață o să facem o țâre și facem și sirop, că e bun tare pentru tusă, pentru căile respiratorii. În localitatea Dulcea din Mureș, leacurile sunt adunate din timpuri străvechi din inima naturii și preparate după rețete transmise din moși strămoși. Și pe noi care stăm la țară, noi nu cumpărăm toate felurile de ceaiuri sau de siropuri, noi ne le facem noi naturale de-a noastră și după știința noastră de la țară. Florile proaspăt culese sunt spălate, apoi se toarnă pe ele apă fierbinte și sunt lăsate la macerat o noapte. Sucul ăsta care rămâne, îl măsurăm și luăm 1 kg de suc din ăsta, punem 1 kg de zahăr. Lichidul rezultat se pune la foc și după aproape o oră siropul minunei este gata. Cât despre gust? Apăpădie și amiere, dar bine. Pentru dulceață este nevoie doar să stea mai mult la fiert. Să scadă mai mult și atunci apa să îngroașă și să rămâne ca un gem, așa. Siropul nu este păstrat doar pentru familie. Tradiția spune că trebuie împărțit cu vecinii. Petruț Chirteș este meșter popular și îi cunoaște proprietățile încă din copilărie. Așa nu erau medicamente, nu era. Părinții și bunicii ne tratat cu plante. Iar bătrânii știau de ce, pentru că păpădia are nenumărate efecte terapeutice. Este un foarte bun diuretic, reglează și tensiune arterială, are efect și asupra tubului digestiv, asigură o stare de tensiune, înlătură stresul, oferă un confort sporit și o bună dispoziție. Iar bună dispoziție nu le lipsește localnicilor. O beau și cu jinaz. Și cu jinaz, da, da. Păi poate că combinat îți fac ceva.